Fonoteca de Aur. Am să citesc niște fragmente dintr-un ciclu, din care au mai apărut până acum într-o revistă, acum câțiva ani, și pe care l-aș intitula până acum Biografii imaginare. Personajul principal are un nume caracteristic, Mopete. Bufetul Termita este de departe cel mai mare bufet, spune Mopete când vine vorba, și încet își face replici pe care le și repetă în secret, se le poate spune când cineva nu-l va crede. Eu cred, se gândește să spună Mopete, că bufetul Termita nu este ca oricare din altele săli cu încetinita arderea vremei pe mese, pe lustruita tejghea de zinc care răsfrânge obosita lumina becului dintre sticle. Dar Mopete nu spune că în serile când mergea la acest mare bufet se simțea alunecând, destrămat de timp și încet legănat, și brazii începeau să se adune la ferestre pânditori și mahmuri. Serile lui Mopete atunci erau foarte tulburi.